Eu am fost surprins, sincer, că am fost singurul care a făcut sondaje. Ținta mea a fost să candidez pentru poziția din care pot realmente să, să inițiez și să demarez și să declanșez cât mai multe uh, demersuri bune pentru Sibiu. PNL a decontat la CPU o alianță destul de nenaturală cu PSD-ul la nivel național. Din păcate, pentru electorat vin vremuri grele. O parte dintre sibieni au fost alături de mine pentru că eram independent. Niciodată un primar nu primește un cec în alb, chiar dacă are partid în Consiliul Local. Intră Alexandru Popozdea în vreun partid politic? Ați fi dispus să discutați chiar și cu cei de la Forumul Democrat al Germanilor din România? Da, nu știu de ce spuneți, chiar și cu cei, pentru că mi se pare că sunt, până la urmă, cele mai consistente în Sibiu. I-am transmis doamnei Fodor un mesaj pe, pe WhatsApp de felicitări Tânăresc n am avut niciun fel de interacțiune nici înțeleg, cu niciun nimeni. alt contracandidat. candidat <laughs> Poate uh, Rosanda Sibiu s-a suprapuneasă că a o într-un timp Cer scuze celor care cred că nu se face pentru că era femeie, nu cred că Mai, e o e diferență. Nu mă interesează nici o funcție în Parlament, nici în Guvern. Ca să revin la întrebarea cu candidatura, da, după, după atâta efort în care am creat o comunitate, da, voi depune toate eforturile în continuare și da acest lucru se va concretiza cel mai probabil într-o candidatură viitoare. Ce părere are uh, Alexandru Găvoza despre uh, noul pug al Sibiului? Că ar trebui reluat de la început. Este un pas în spate din punctul meu de vedere față de pugul actual cu toate uh, carențele lui